Marți după amiază s-a format o coadă lungă de tiruri pe aproximativ 30 de kilometri din localitatea Dănila spre Vamasiret, pe DN2, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Timpii de așteptare în ating 700 de minute pentru ieșirea din țară. Coloana de autovehicule, lungă de aproximativ 30 de kilometri, este formată preponderent din autotrenuri înmatriculate în Ucraina, care se îndreaptă spre vamă. Potrivit aplicației trafic Online a Poliției de Frontieră, ca și marți, miercuri dimineață la ora 6.30, camioanele așteptau 700 de minute pentru ieșirea din țară prin vama Siret, 260 de minute pentru a ieși prin vama Albița, 720 de minute la Halmeu și 270 la Petea. Pentru siguranța participanților la trafic, polițiștii recomandă conducătorilor auto să ia în considerare creșterea distanței de siguranță între vehicule, evitarea depășirilor riscante, în special ale coloanelor de autovehicule, manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, manevre ce vor fi efectuate doar după o asigurare corespunzătoare.